Viața după colectiv s-a schimbat la 180 de grade pentru cei care au ieșit vii de acolo. În ultimul an au uitat numărul operațiilor prin care au trecut, au reînvățat să meargă, să mănânce singuri sau să-și lege șireturile de la pantof folosindu-se de numai 6 degete. Imagini și mărturii cutremurătoare imediat în jurnal. Studenția e frumoasă dacă scapi cu bine de ziua în care trebuie să te cazezi în capitală la căminele Universității de Construcții. Tot procesul s-a făcut cu scandal. Studenții și părinții au așteptat aproape 8 ore cheile camerelor de cămin. S-a stat la câte 2-3 cozi până când răbdarea oamenilor s-a terminat. Doamne, vă bate joc de noi, studenților! Stăm de o oră, n-a intrat nimeni! O oră n-a intrat nimeni! Ce dracu, dormiți acolo! V-ați luat perne, dormiți, ce dracu faci? Vă bate joc de copii, ce faci? Aaa, tată! Nu, tată, că ne-a ajuns să-mi dă oră, n-ai intrat nimeni! Ce se întâmplă? După mai bine de 7 ore de stat în picioare, părinții și studenții au răbufnit. Oamenii au cerut insistent ca procesul de cazare să se desfășoare cu ceva mai multă rapiditate. Ok, și acum ne țineți cu ușa deschisă tot pe loc? Da! Sau dați drumul să intrăm? Nu, doar să avem aer. Păi noi de când să mai vrea intra nimeni! De la Ploiești vine, dar colega mea a venit tocmai de la Tulcea. E plecată de la 3 dimineața de acasă. Deci nu-i mai lăsat să închidă ușa, clar! Veniți din provincie cu bagaje, cu mese, scaune ori frigidere. Oamenii au albit în fața căminului în timp ce așteptau cheile de la camere. Și tot bagajul de care are nevoie? O parte din bagaje, dar o proastă organizare. Nu au știut să gestioneze sub nicio formă problema asta. Bătaie de joc, își bat joc de tineretul țării. Suntem de la 7 dimineața în București, am stat la o coadă unde să plătim, de sute de persoane, și venim din nou să stăm la altă coadă pentru repartiție. De unde veniți? Din Prahova. De la 7 dimineața este aproape ora 3. Da. Și încă nu s-au făcut cazările. La 12 au început să dea cheia. După 2 ore, deci 2 ore jumate, vor pauză, că au obosit domnii de acolo, doamnele. De azi dimineață stăm nemâncați, nimic n-am băgat, îi așteptăm copiii. Își bat joc și de noi și de copii și îmi pare așa de rău. Nici un pic de organizare, nimic nu e în țara asta, nimic. Unii nu vor uita prea curând această experiență. Sunt 2 cozi în partea aceea unde plătim și o coadă aici, deci stăm 3 cozi. 3 ore acolo și plus aici. Și nu vor să ne deschidă, că și-au la pauză. Ce an ești? Acum, anul întâi. Asta e prima ta experiență? Da. Da, da, da. Cum ți se pare? Catastrofal. Am solicitat civilizat un punct de vedere din partea administratorului căminului, dar bodyguardii ne-au transmis că acesta nu are timp să discute cu noi și au chemat poliția. Nu mai țin mască, vă rog frumos, ieșiți! Nu mai țin mască, vă rog frumos, ieșiți! Nu mai puneți mâna pe cameră, că nu aveți voie! Nu puneți mâna pe cameră și dumneavoastră ieșiți, vă rog frumos! Puneți mâna pe noi! Haide, vă rog frumos! Ieșiți, vă rog frumos! Cu dumneavoastră, foarte civilizat! Deja chemat poliția, să știți! Vreau să discut cu doamna administrată, vă rog să o chemați poliții dumneavoastră, refuneți! Nu mai puneți mâna pe cameră! Tocmai pentru a evita haosul în zilele de cazare, unele universități suplimentează personalul. La construcții rămâne un mister dacă s-a încercat sau nu acest lucru.